În momentul, nu, da, nu în, pune auzi, în palma în alte persoane. În momentul în care nu pe codruși pe stai un pic, că certată stai un pic, stai un pic. Atunci nu era codruși, era un pic. Nu era. Nu pune lucruri în palma unei persoane care poți să ți le dea în cap după, pentru că lucrul ăsta se va întâmpla și s-a întâmplat, domnișoara Cristina. E absurd. Lăsați-o să vorbească, vă rog. E absurd, e absurd ceea ce încearcă să inducă Codruț și neagă efectiv lucruri care s-au întâmplat și e conștient și el de asta. În momentul ăsta nici măcar, și care e ideea, în momentul ăsta nu tind să conving colegii sau publicului. Sau publicul. Da, bă, tu știi foarte bine că lucrurile așa care au stat. Tu apelai la asta e de ajuns. Spus, în momentul în care tu apelai la Codruț ca să fie acolo, știi, să puteți comunica unul cu altul, atunci nu era rău Codruț, nu? Nu are nicio legătură. N-are. În momentul, și în, momentul în care nu ți-a mai băgat în seamă ce ai făcut, nu ți-a mai răspuns, ai început să-l contactezi pe ăsta. Du telefonul la Marinescu, vorbește cu Marinescu și așa mai departe. Da, asta e adevărat. Asta legătura doar. Și tu voi face legătura. Da. Și ce? Atunci nu era Codruț și Radu, atunci erau buni. Atunci erau buni. Când era disperată și plângea, era bun Codruț și Radu. Dacă omul ăsta dormea și sau avea telefonul în cameră, pentru că când pleacă... Nu, omul ăsta nu voia să vorbească cu tine și avea telefonul în mână și spunea, iar mă sună disperată asta. Pleca și să fac la... Deci asta nu e reală. Nu e reală. Nu, pentru că pleca și lăsa telefonul de foarte multe ori în cameră. Eu era în cameră cu telefonul lângă tine și îl suna și nu-ți răspundea. Foarte urât dacă făcea așa. Zi, Alexandru. De câte ori ai spus să-și ia cartelă de Turcia ca să vorbești cu el, să nu-și mai lase telefonul în cameră? De câte ori m-ai sunat? Păi, de câte ori, de câte ori ai vrut să te bagi, să ne combinăm, să te combin cu... Nu, a fost odată. Ce-a vrut? Pe Marinescu, domnișo, acum o lună jumate, două, cred că aproape. Ce-a erai în ceartă cu Marinescu, da? Sau nu, în emisiune erați bine, dar în afară erați în ceartă. Marinescu îmi zicea mie că, bă, asta vrea să se dea să se combine cu tine. Ce are mai... cap. Mă sunt, trec 10 minute, trec 10 minute, mă pregăteam, am închis lumina să mă culc, văd că mă suni. Și am spus ăsta, bă, vezi că mă sună asta, cred că știu de ce mă sun. Nu. Răspund. Trebuia ce să-i faci, dau Alexandru? Ceva, Alexandru. Ce faci? Ești bine? Ai mâncat? Și ce dorești? Zi, odată treci la subiect, că n-am chef de tine, acum că știu ce urmărești. Și ți-am închis telefonul. Într-adevăr, da. Auzi, Alexandru, dar e real ce a afirmat Codruț că Marinescu nu voia să-i răspundă la telefon Mariei? Da, normal, domnișoara Cristina, nici nu se pune problema. Ăsta era în cameră pe fiecare zi. A spus mai de vreme fără să-și dea seama. Și mie îmi făcea la fel, domnișoara Cristina. Hai, vorbește, mai zi de mine. Te ascult. De asta ai zis, de mine. Eu zic cu adevăr. Eu am auzit niște înregistrări în care eu vorbeam cu Maria. Da? În care Alexandru în fiecare seară stătea cu Maria. Stătea cu urechea pe ușă și vedea ce vorbesc cu Maria. Și acum tu spui că nu răspundeam de Maria. Ziceai de mine că îl fac pe Codruț Mitocan, da? Dar tu cum vorbeai cu Maria? Ziceai de mine că îl fac pe Codruț Mitocan, tu frumos. Când vorbea? Frumos. Cum vorbea? Păi am adus și în registrare. Nu e așa, Mira, frumos. Auzi, tu de ce vorbeai despre Maria spunând asta? De ce? Păi domnișoara Cristina, că m-am săturat, adică le-am spus de fiecare dată. Băi, când vorbiți, spuneți și tu căștile, nu vreau să vă aud certându-vă într-una, că vreau și eu să mai stau pe telefon, mai ascult o muzică, nu stau să vă aud urletele. Și de câteva ori și-a pus Marinescu, dar în rest într-una vorbeau. Radu, dacă este doar o poveste inventată, ceea ce ne spunea Marinescu mai devreme, cu ce scop a adus asta aici, în această seară? Domnișoara Cristina, el a și spus, ne-a și amenințat indirect când a fost atacat, că atunci o să vin eu și o să spun tot, nu știu ce la tot, dar a avut timp o săptămână, domnișoara Cristina, cât a fost atacat și a tăcut din gură și a stat în colțurile acolo, lângă dozator și bea doar apă și se gândea la chestiile astea, a știut cum să pună totul, să arunce totul asupra noastră ca să inducă oamenilor că noi am făcut vreun plan cu el și că l-am trădat pe el și toată casa l-a trădat, ca drept dovadă și cearta cu Amira și Aura la domnișoara Cristina, de fapt nu este reală, ei se ceartă, domnișoara Cristina, dar... La final o să se vadă, domnișoara Cristina, toate strategiile pe care le-a făcut Marinescu și o să vadă că tot ce a făcut a fost o invenție. Și în al doilea rând vreau să spun și lui Maria că, așa cum vorbim fără perdea, Maria, ți-am spus și acum, dar nu știu dacă s-a auzit, vezi că nu eu am întreținut alte relații când eram în combinație cu tine, știi? Marinescu. Și se lăuda la noi. Ce vrei să spui? Ce ai zis? Niște relații intime, domnișoara Cristina, atunci când era cu Maria, a venit la noi în cameră și s-a lăudat. Într-adevăr, nu vreau să dau numele, că ar fi aiurea. I-am spus ei și mi-e de ajuns să înțeleagă. O fostă concurentă era și în casă, era și Maria, ei erau bine împreună și a venit la noi în cameră și s-a lăudat că eu am așa și nu știu cum mai departe. Marinescu a înșelat-o pe Maria?
Nu, domnișoara Cristina, cu cine bine. Să... Vezi că atunci, atunci când a auzit... Vorbea să Romeo, pe Maria. Maria, o să rog pe Maria să sune pe Romeo și să întrebe că Romeo poate să spun. Sun eu personal acum, pe cine vreți voi. Pe ea. Pe toată lumea, pe cine vreți voi, da? Și vorbesc. Care e problema? Sună. Fără perdea, dar fără perdea. Bine, un telefon nu poate să demonstreze nimic până la urmă. Dar demonstrează că au venit băieții și au vorbit aici în casă, că el a fost plecat noaptea târziu de acasă. E problemă, da, noaptea târziu. Când a venit Romeo și a spus, te vezi că dacă nu ești băieța și îmi dau drumul la gură, mă, n-a vorbit omul ăla degeaba. Ce treabă are, mă, ce ăla, treabă? Păi ăla, a fost cu el. Dacă n-ați spus la momentul acela, deși eu v-am încurajat... Uite, da, și Marinescu putea să spună când existau acele... A spus o grămadă de chestii, a turnat tot, înțelegi? Dacă mai avea ceva de adăugat, fiți voi siguri toți că adăuga, înțelegi? Pentru că omul n-a avut nicio scrupulă când a fost vorba de mine timp de o săptămână, în două, trei. În momentul în care spui tu că noi am fi avut vreodată vreo înțelegere și tu trebuia să vii să spui nu după 100.000 de ani să inventezi, da? Eu n-am inventat nimic, voi. Maria, da. Te-ai gândit vreodată că Marinescu ar fi putut să te înșele? Nu știu, domnișoara Cristina. De-aia te-ai uitat urât la Marinescu și după aia râde. Aha. Când ai spus numele? Dar nu m-am uitat urât. De-aia când am zis eu zic, spun. Dar tu ai auzit astfel de zvonuri? Tu, Maria, ai auzit astfel de zvonuri până acum? Nu. Probabil de-aia se explică de ce Marinescu a tăcut în momentul în care Romeo a adus la adresa Mariei niște jigniri și a întors spatele. De-aia a tăcut când ne-a își vedea de omleta lui, da? N-am zis eu acum, Marinescu le-a Aida, spune ceva, a tăcut, n-a zis nimic. Am auzit numele ăsta, domnișoara Cristina, din start am pus punct la orice interacțiune pe care aș fi putut să o am cu acea persoană. Și despre ce vorbim? Da, bine, dacă spui că nu s-a întâmplat, te credem pe cuvânt. În situația asta le dau dreptate lor și vă explic și de ce. Pentru simplu fapt că în momentul în care el este acuzat de ceva, niciodată nu vine, nu se justifică, nu spune și din punctul meu de vedere mă face să cred că dacă este vinovat. E perfect dacă le dai dreptate lor. Da, nu le, perfect, nu. Și Adineaur și Adineaur. Toată lumea, dați-le dreptate. Nu, și Adineaur, dacă Marinescu, dacă n-am comentat nimic, și Adineaur i-a spus. Domnișoara Cristina, am avut niște surprize fix de la persoanele care nu m-am așteptat și s-a uitat la noi și a zis: "Așa ca idee, să vedeți cum vorbesc despre voi." Tu n-ai înțeles absolut nimic, Marinescu, Aurora. Și ai și am spus în felul următor. Ca și cum tu nu ne pui într-o lună proastă pe noi. Încerci Aurora, să... Aurora, tu scauzi de vorbă cu mine. Nu! Hai să-ți explic, fii atent, hai că ți-o explic. Am spus în felul următor atunci. Cu excepția a unor persoane, da, aici am făcut referire la tine și la pentru Amira, și este exclus să fie Maria. Nu. Înțelegi? Nu ai spus așa. Ai spus că ți-a spus domnișoara Cristina ceva. Nu mai deranjează nimic. Acela ai spus: "Domnișoara Cristina, am avut surprize, am avut fix de la persoanele de la care eu nu mă așteptam." Și te-ai uitat la noi și ai spus: "Vezi că eu nu sunt fraier, nu mă poți traduce pe mine, spune-o." Și ai spus în felul următor: "Așa ca idee, ca să știți și voi cum vorbesc." Ți-am explicat, Adineaur, tu pe mine personal, crede-mă că nu m-ai deranjat o secundă și tu știi foarte bine părerea mea la adresa ta. Atunci de ce aș fi avut motiv să zic treaba? Și privirea spre noi, de ce a fost? Și ai început să râzi și tot de aici am spus: "Stai cu minte că îți dau cu asta în cap." De ce aș fi avut eu reacția asta la adresa ta? Marinescu, știi foarte bine. Ți-am explicat-o. Zi. Ți-am explicat. N-ai explicat nimic. Îți vine să râzi. Dacă aveai ceva de discutat, vorbeai atunci. Nu vorbești acum după 20 de minute. Hai râzi, Marinescu, râzi. Știi foarte bine că nu v-am deranjat cu nimic, nici pe tine, nici pe Maria. Nu v-am atacat cu nimic. Au fost momente în care ți-am spus și când veneai în casa fetelor foarte multe lucruri. Că nu acționezi frumos față de fata asta, că comportamentul tău față de ea e cum e, că nu te justifici, că nu explici și așa mai departe. Dacă în ultimele două zile am avut aceeași părere și mi-am spus aceeași părere și mi-am susținut-o cu toate, că toată lumea a venit și a spus că sunt falsă, că nu sunt reală din cauza asta, îmi pare rău, mi-o susțin și acum și o să mă duc cu ea până în finală. Pentru că tu niciodată n-ai venit să dovedezi sau să demonstrezi că nu e adevărat, nu sunt adevărate acuzațiile care ți se aduc. Înțelegi? Și exact asta faci acum. Nu, exact asta ai făcut și acum. Încerci să o dai la întors cu mine că n-ai spus că nu, că am înțeles eu greșit. N-am înțeles greșit pentru că sunt foarte atentă la ce scos pe gură, crede-mă. Auzi, Alexandra, tu crezi că ceea ce se întâmplă în acest moment este o ceartă fake? Domnișoara Cristina, am spus și mai devreme și mențin părerea până în final, până voi pleca de aici. Deci Aurora practic face acest lucru cu un scop. Domnișoara Cristina, prea multe s-au schimbat în ultima săptămână, prea multe persoane s-au schimbat la 180 de grade, prea multe
chestii care nu le văd rostul, de ce n-au fost făcute până acum, având în vedere că am avut tot timpul din lume la dispoziție și tocmai acum, după ce s-a anunțat finala, hopa, Aurora nu mai este prietenă cu Amira. Stai puțin, Aurora. Da. Aurora nu mai este prietenă cu Maria, că în săptămâna trecută spunea Maria că se va pleca, dacă va pleca Aurora, va pleca după ea. Săptămâna și cu Amira la fel. Săptămâna trecută cele mai bune prietene de Best Friends Forever și așa mai departe. Și acum deodată, pum, s-a întors totul la 180 de grade, nu se mai înțelege nici Amira cu Maria, nici... Dar drept dovadă și reacția lui Marine în momentul în care Aurora a spus chestiile alea, a spus foarte bine, dă-i că e bine sau ceva de ce? Și după aia aplauda. De ce s-au certat? S-au făcut o ironie. Aurora, pentru că n-a fost de acord. Singură chestie după care poți să vorbești. Motivul pentru care s-au certat, pentru că Aurora a venit și a spus o părere sinceră despre ei, iar sinceră, iar iar fi spus Maria că se ridică pe spatele lor. Motive peste nu, care noi, doamne, noi ca prieteni adevărate nu putem să trecem. Noi am făcut-o, nu? Până acum... Nu, domnișoara Cristina, pur și simplu le-am spus și lor. În momentul în care am fost deranjată, în momentul în care eu am crezut că, da, intervenția mea sau părerea mea contează, nu am de ce să mă bag când eu un material, că sunt trei persoane care poate chiar cunosc mai amplu situația decât mine, că am o lună jumătate în casă, tind să cred că sunt ei mai în măsură să comenteze acel lucru și acest subiect decât eu. În momentul în care am fost deranjată, în momentul în care... n-am deranjat și am fost deranjată, automat mi-am spus și eu deranjul. Și acel deranj se pare că acesta este rezultatul, e deranjat. N-am fost falsă nici o secundă, n-am nimic cu ei, n-am spus că sunt prietenă cu Maria, am spus că sunt apropiată, ea mi-e prietenă, da. Dar m-am apropiat de ea și din cauza aceasta trebuie să vorbesc și cu ea, nu că așa e, normal. Auzi, Amira? Da. Tu cine crezi că are dreptate, Marinescu sau Codruț și Radu? Cred că... mint și Marinescu și Codruț, pentru că ei cu siguranță se au unii pe ceilalți la mână, doar că... Păi cu ce ne-am venit? Dacă au mai spus în față, ce Codruț, eu când am venit și am spus că ați făcut strategie cu Lunii, eu când am venit și am spus că ați făcut strategie pentru cuplul Lunii, n-am mințit. Și acum Marinescu a spus și tu ai confirmat. Bun. Că Codruț a trimis probabil minte și Marinescu, probabil minte și eu, nu știu pe cine sunt. Deci, oricum, ea nu e atentă, ea nu știe ea. Cu... bine, te-am înțeles și pe tine, ea nu e atentă, ea, când ne avem la mână, da. Acum am spus... Dar știți că vă aveți la mână, nu e problemă. Cu ce se iau la mână? Nu știu. Acum văd că... acum bă, dar nu ți-am zis acum, mă, dacă era adevărat ceea ce spuneau ei despre Marinescu și ei, dar de ce n-au spus până acum? S-au așteptat până acum în urmă. Pentru că noi nu ne spargem în primul rând. Păi, vezi, înseamnă că în momentul în care omul se sparge și se sparge și pe prostii, scuză-mă pe mine, e tot dreptul meu să vin să spun realitatea care păi s-a petrecut într-un. Păi stai un pic, Codruț, înseamnă că tot ce a spus Marinescu până acum este adevărat. A spus că se sparge pe prostii. Am înțeles. Nu, n-ai spus că se sparge, tu ai spus așa, pentru că noi nu ne spargem. Păi da, nu ne spargem. Tu ai făcut lucrul ăsta din răzbunare pentru că te-a spart Marinescu. Bă, noi nu ne spargem și nu ne spargem pe prostii, că ai de eu dacă mă sparg, vin și spun ceva, ți-am spus. Am fost singur din o grămadă de congres, că niciodată n-ai venit cu lucruri din afară, că ai de. Cu mine puteai să iei tu la un om în afară și nu se întâmpla treaba asta. Codruț nu vorbea. Dar în momentul în care tu vii și vorbești și prost la adresa mea și pe ce știu ce nu s-a întâmplat, păi e tot dreptul să vin să spun. Eu știu adevărul, m-ai înțeles? Am înțeles, dacă te pumni în piept și spui că stai așa, cum ai zis tu, și chiar dacă niciodată poți să și să vii și să nu o să spui nimic, țineai lucrul ăsta, indiferent și trebuia să las pe el să vină, chiar okay. Dacă el, bă, indiferent Maria, de ce vorbea el, negai mine, sau afirmai, corect, dar era a***oare. Păi asta-i zis. Păi corect, de asta dar nu spus, sunt corect, dar nu... Nu te las pe tine să vii tu să-mi pui mie 10 de etichete când eu știu eticheta reală și vii să-mi dau înapoi. Eticheta ți-ai pus-o chiar tu singur mai devreme când ai afirmat că noi suntem, dar nu ne spargem și așa mai departe. Și e foarte bine. Ai înțeles, bă. Da, s-a înțeles foarte bine. Eu zic că până la urmă tot adevărul va ieși la iveală. Și v-am spus asta de mult, de tot. Dar până atunci... va trebui să mânez cecul pentru cuplul sezonului. O să-i chem lângă mine pe Maria Marinescu, Alexandra Codruț, cele două cupluri. Iată că am ajuns să mânăm și premiul pentru cuplul anului. Nu-mi vine să cred că a trecut atâta timp. Acest
cec este cu atât mai important cu cât nu aduce numai suma înscrisă aici, ci asigură unuia dintre cei doi care încă nu sunt în finală, un loc în finală. Să fie Codruț, să fie Maria. Codruț, dacă ar fi să alegi între bani și un loc în finală, ce ai alege? Loc în finală, clar, de nu și-ar găsi. Adică niciodată nu am făcut pentru mine banii, sunt doar un număr, nici de cum o prioritate. Și dacă ar fi să fac treaba asta, e clar că un loc în finală. Nu mă cumpăr cu așa ceva. Eu n-am etichetă, nu am preț și nu mă vând pentru absolut pentru niște bani, nu. Adică consider că am tras mult în competiția asta și este, ar fi locul meu ca să ajung acolo. Dacă o să ajung bine, dacă nu, nu. Dar dacă mă pune să aleg între bani și ce o să, între finală și ce, o să aleg finala, clar. Maria, tu? Cristina, pentru că vreau să fiu acolo lângă el. Frumos spus, da. A sosit momentul să vă anunț cine este cuplul sezonului. Cuplul sezonului. Perechea câștigătoare a acestui cec în valoare de 1500 de euro este... Maria și Marinescu, felicitări! Bravo, Maria! Ceea ce înseamnă că Maria este cea de-a doua fată finalistă. Felicitări și vouă! În curând vom afla și cine este cel de-al doilea băiat finalist. Nu-l vrei, nu? Mi-l dai mie? Plecăm cu el, domnișoara Cristina. Ia-l! Ia-l vostru! Felicitări! Sărână. Da! Până vom afla noi cine este cel de-al doilea băiat finalist, vă spuneam eu vouă că veți avea ocazia să alegeți doi dintre finaliști, respectiv un băiat și o fată. O să-l chem pe colegul meu, Dolcan, să-mi aducă cutiile. Este o cutie pentru fete și o cutie pentru băieți. Veți vota câte un băiat și o fată. Dar nu pe cei care deja sunt în finală. Adică, Alexandra, Maria și Marinescu. Pe ei nu-i puteți vota pentru că ei sunt deja în finală. În cutia albastră puneți numele unui băiat pe care îl scrieți pe hârtie, iar în cutia roșie numele unei fete pe care voi o doriți în finală. Ați înțeles? Bun. Voi trebuie să știți cine merită cu adevărat să se afle în finala sezonului 3, Puterea Dragostei. Trebuie să vă mai spun un lucru. În caz de egalitate, vom ține cont de clasamentul general. Adriana, vei fi prima care merge să voteze. Nu uitați să dați subscribe pentru a vă abona la canalul nostru de YouTube. Dacă vreți să vedeți mai multe clipuri video, puteți da click aici sau aici.